Un verset bun de memorat este Psalmul 103, versetul 3, care spune: El ne iartă toate păcatele și ne vindecă toate bolile. Amin? Amin. Un medic bun este preocupat de vindecarea trupului. Și Iisus, Biblia spune că este medicul medicilor. Și medicul medicilor, dacă el a fost asta și el a fost asta în urmă cu 2000 de ani, am văzut fizic, a trăit pe pământ și Biblia spune și o să vedem astăzi că el a vindecat bolnavi, a vindecat orbi, șchiopi, surzi, muți, demoniaci, toate categoriile. El a vindecat bolnavi. Și Biblia spune că el este neschimbător. Neschimbător. El nu se schimbă, nu se poate schimba. Rămâne la fel. Așa că vreau să încep cu gândul acesta, să plantez în mintea ta sămânța aceasta, că Iisus, care a trăit în urmă cu 2000 de ani, este același astăzi cum a fost atunci. Cu alte cuvinte, dacă tu ai o nevoie astăzi, dacă tu ai o boală, dacă ai o durere în trupul tău, în sufletul tău sau în duhul tău, tu poți fi vindecat de Iisus. Și el poate să facă asta. Dar vreau să vă pun o întrebare. Credeți că Iisus este interesat de trupul nostru? Și vreau să-mi răspundeți. Da? Este interesat de trupul nostru? Credeți că Iisus este interesat de sufletul nostru? Sufletul nostru este rațiune, sentimente și voință. Și aici mă gândesc la situații. Fizic înțelegem în ce privință, că poate ne rănim, poate ne îmbolnăvim fizic, dar sufletește, poate ne rănește cineva. Poate trecem printr-o traumă sau prin experiențe care ne marchează psihicul nostru. Și sufletul este, oare este Dumnezeu interesat de sufletul nostru? Da? Da? Ok. Deci am stabilit aici în Târgu Mureș, am stabilit că Dumnezeu este interesat de trupul nostru, Dumnezeu este interesat de sufletul nostru, nu doar de duhul nostru. Așa este? E clar că Dumnezeu este interesat de duhul nostru pentru că Dumnezeu este duh în primul rând. Nu? Și oricine, Biblia spune, oricine se raportează la Dumnezeu trebuie să se închine în fața Lui în duh și în adevăr. Și știm că este interesat. Dar am vrut să clarificăm pentru toată lumea că Dumnezeu este interesat atât de duh cât și de suflet și trupul nostru. Și asta înseamnă că ce vorbim astăzi vom și experimenta. Amin? Amin. Iisus vrea ca trupul, sufletul și duhul nostru să fie vindecate și sunt trei modalități prin care Dumnezeu vindecă. Foarte pe scurt, prima modalitate prin care Dumnezeu vindecă este faptul că Dumnezeu vindecă natural. Cu alte cuvinte, dacă câți dintre voi v-ați tăiat când ați fost mici, prima dată? Țineți minte când v-ați tăiat prima dată? Sau aproximativ? Știți că v-ați tăiat odată? Cine știe că s-a tăiat odată, cel puțin? Ok. Dacă nu ai fi creat, ai fi fost creat de Dumnezeu să te vindeci natural, când te-ai tăiat, sângerai până la moarte și nu mai erai aici să mă auzi, dar ești aici și asta e dovada că Dumnezeu vindecă natural. Și de asemenea, Dumnezeu vindecă medical. Câți dintre voi știți asta? Dumnezeu vindecă medical. Am spus și mai devreme, Luca 10, 34 spune, se apropie de el, îi leagă rănile și varsă ulei și vin pe ele. Uleiul și vinul în perioada respectivă erau folosite ca medicamente.
Poate că ar trebui să ne întoarcem la ulei și vin ca și medicamente, pentru că nu au prea multe efecte adverse, nu? Dar vreau să vă pun o întrebare și aici. Câți dintre voi ați avut mâna ruptă? Eu n-am avut mâna ruptă, dar... Da, deci... sau un os, sau... câți dintre voi ați avut o operație? Ok. Câți dintre voi ați avut o operație dificilă? O operație ușoară? Ok. Văd că mulți ați avut ocazia asta. N-am avut niciuna dintre ele, dar dacă ați avut o operație, înseamnă că știți că osul practic se vindecă singur. Ați experimentat vindecare și naturală și medicală. Pentru că v-ați dus la medic să vă pună mâna în gips. Am văzut că Andrei era cu mâna în gips. Deci, Andrei, experimentezi vindecare naturală, că gipsul nu te vindecă, știi asta, nu? Dar a trebuit să mergi la medic să te sfătuiască cum să aplici sau să primești, să intri, să beneficiezi de vindecarea medicală și în același timp vindecare naturală. Apoi Dumnezeu vindecă miraculos. Marcu 1 cu 40 spune, a venit la el un lepros care a îngenunchiat și l-a rugat spunând, dacă vrei, poți să mă curățești. Și vă rog să vă amintiți aceste cuvinte. Cuprins de milă, Iisus a întins mâna, l-a atins și vă rog să vă amintiți și acest cuvânt, atins, și a zis, da, vreau, fii curățit. Imediat după ce Iisus a rostit cuvintele acelea, lepra l-a părăsit și a fost curățit. Haideți să ne uităm la un clip. It's a leper! Stay back! Cover your mouth! Don't breathe his air! Don't come any closer! It's okay, John. It's okay. Rabbi, you cannot... His disease, you... Please. Please don't turn away from me. I won't. Lord, if you are willing, you can make me clean. Only if you want to, I submit to you. My sister, she was a servant at the wedding. She told me what you can do. I know you can heal me if you are willing. I am willing. Be cleansed. I knew it. What can I ever do? Do not say anything to anyone. You don't seek your own honor? Please just do me this one thing. But what do I tell people?
go, show yourself to the priest. Let them inspect you and see that you are cleansed. Make the proper offering in the temple as Moses commanded. And go on your way. Who has an extra tunic? Just one of you, just one of you. That's enough. Green is definitely your color. Not too shabby. Asta a fost o vindecare miraculoasă. Sunteți de acord cu mine? Miraculos. Dumnezeu vindecă. Dumnezeu Iisus, acel Iisus, reprezentat în film, este prezent astăzi aici. Și El vrea să vindece. El vrea să te vindece. Și vrea să mă vindece. El vrea să facă asta. Și am trei întrebări pentru voi. Înainte să experimentăm vindecarea, de ce este Iisus medicul? Matei 14 spune, când a coborât din barcă, Iisus a văzut o mare mulțime de oameni, i s-a făcut milă de ei și i-a vindecat pe bolnavi, pe cei bolnavi. Aici e răspunsul. De ce Iisus este medicul? De ce este Iisus doctorul care vindecă? Pentru că Iisus iubește oamenii. Asta este răspunsul. Iisus te iubește. De aceea El vrea să te vindece. Și, acest, când spune i s-a făcut milă, cuvântul acesta este din limba greacă compasiune. Compasiune înseamnă pasiunea în acțiune. Cu alte cuvinte, iubirea în acțiune. Iisus te iubește și, și El vrea ca tu și cu mine să, să lăsăm să fie medic pentru noi. Așa cum leprosul a zis, am știut. El era convins că Iisus o să-l vindece. El era absolut convins că Iisus îl va vindeca și, și când, s-a întâmplat asta, a fost efectiv un rezultat al credinței lui. De multe ori Iisus le spunea oamenilor, credința ta te-a vindecat, credința ta te-a mântuit. Și Iisus este o erezie cu care ne întâlnim în viață, care spune că Iisus, de fapt, a făcut vindecări în perioada în care a trăit pe pământ doar pentru ca să dovedească că este Dumnezeu. Și cred că asta este o erezie, pentru că Iisus nu a trebuit să dovedească că este Dumnezeu, El era Dumnezeu. Și nu-mi imaginez că Iisus umbla cu Tora să vadă, ok, Iisus, câte astăzi vindecă 5 oameni? Și să zic, ok, astăzi am vindecat numai 3, găsiți-mi repede încă 2, că trebuie să împlinesc Tora. Nu, Iisus era cine a spus că este, era Fiul lui Dumnezeu și El pur și simplu slujea, iubea oamenii. El făcea lucrurile plin de compasiune și El n-a vindecat niciodată ca să atragă atenția asupra Lui. Ce i-a spus leprosului? Nu spune nimănui. Să nu zici nimănui. Pentru că Iisus nu a vrut să atragă atenția asupra Lui. Și Iisus este doctorul nostru. De ce? Sau de unde știm? Pentru că Biblia ne spune asta. Așa ne spune Biblia. Iisus este medicul nostru. Exod 15 cu 26 spune, eu sunt Domnul care vă vindecă. Și scopul meu cu acest mesaj este să vă încurajez credința.
să ridic nivelul credinței voastre, pentru ca la sfârșitul acestui program, la acestei întâlniri, fiecare dintre noi să putem pleca de aici cu un dar din partea lui Iisus. Pentru că Iisus vrea să se ocupe de fiecare dintre noi. Amin? Eu sunt Domn. El, Dumnezeu ne spune, eu sunt Domnul care vă vindecă. Nu spune, eu am fost Domnul care vă vindecă sau care v-a vindecat. Să se raporteze doar la Vechiul Testament sau la perioada Noului Testament în care Iisus a fost pe pământ sau perioada Noului Testament când apostolii au făcut miracole. Nu. Este Dumnezeu, nu se schimbă. Și El spune în Evrei 13:8, este același ieri, astăzi și în veci. Și de asemenea Matei 4 spune, Iisus călătorea prin toată Galileea, dând învățătură în sinagogile lor, predicând Evanghelia împărăției și vindecând câte boli, orice boală și orice neputință care era în popor. Matei 8, seara, după seara au adus la Iisus mulți demoniaci, iar El a alungat duhurile prin cuvântul Lui și i-a vindecat pe câți? Pe toți. I-a vindecat pe toți bolnavii ca să se împlinească ce a fost spus prin profetul Isaia, care zice, El a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Și nu știu dacă ați observat în acest verset, spune, El a purtat bolile noastre. El a purtat bolile noastre. Și aș vrea să te gândești la asta. El a purtat boala ta. Iisus a făcut asta. A purtat boala ta. A purtat durerea ta. De ce nu le spunem oamenilor când este vorba de iertare? De ce nu le spunem, hai, uite, roagă-te împreună cu mine, Doamne Iisuse, dacă este voia Ta, iartă-mi păcatele. De ce nu le spunem așa? Pentru că ne rugăm așa. Mulți se roagă, Doamne, dacă este voia Ta, Te rog, vindecă-mă. Te-ai rugat vreodată așa? Dacă ești sincer, te-ai rugat. Și eu m-am rugat. Doamne, dacă este voia Ta. Și în special când duci o boală sau duci o durere mai multă vreme și nici nu mai știi, mă, e voia lui Dumnezeu sau nu e voia lui Dumnezeu să mă vindece, e voia lui Dumnezeu să trec prin asta toată viața sau să mă ia acasă. Dar noi, dacă credem că Iisus ne-a iertat păcatele și spunem oamenilor, doar trebuie să crezi, doar trebuie să primești. Doar trebuie să primești iertarea. Nu poți să plătești pentru iertare. La fel se aplică acest adevăr când este vorba de boală. Doar primește. Doar primește, pentru că Biblia spune, El a luat asupra, El îți vindecă bolile și îți iartă păcatele. În același verset, v-am recomandat la început să memorați versetul acela. El îți vindecă bolile, îți iartă păcatele. Luca 4 spune, după apusul soarelui, toți cei ce aveau bolnavi de diferite boli i-au adus la Iisus, iar El și-a pus mâinile peste fiecare dintre ei și i-a vindecat. Luca 6 a coborât cu ei și s-a oprit pe un loc neted. Împreună cu el mergea o mulțime mare de ucenici de-ai săi și cu o mare mulțime de oameni din toată Iudeea, din Ierusalim și din regiunea de coastă a Tirului și a Sidonului, care veniseră să-L asculte și să fie vindecați de bolile lor. Cei chinuiți de duhuri necurate erau vindecați. Și toată mulțimea încerca să-L atingă, pentru că din El ieșea o putere care îi vindeca pe toți. Din nou, vedem toți. Îi vindeca pe toți. El îi vindeca pe toți. Și acum,
poate o să fac o declarație care o să vă șocheze. Iisus, Biblia spune că i-a vindecat pe toți cei care au venit la El. Dar Iisus i-a vindecat și pe unii dintre cei care n-au venit la El. Nu doar pe cei care au venit la El. Și gândiți-vă la femeia gârbovă, care nu a venit la Iisus, Iisus a chemat-o. Sau omul cu mâna uscată, nu a venit el la Iisus, Iisus i-a spus, care era în public, i-a spus, întindeți mâna. N-a venit la Iisus. Orbul care stătea la intrarea în templu, nu i-a cerut lui Iisus să-l vindece, dar Iisus s-a dus la el și l-a vindecat. Așa că astăzi s-ar putea să fii în categoria celor care vin la Iisus să fie vindecați. Sau în categoria celor care au inima pregătită pentru ca să fie vindecați, dar poate nu îndrăznesc sau nu-L cunosc pe Iisus. Și Iisus vine la tine, vine la voi. Indiferent unde sunteți, Iisus vrea să vindece, vrea să te vindece. Dar prima întrebare pe care am ridicat-o astăzi este: de ce este medic Iisus? Pentru că iubește oamenii. A doua întrebare este: Iisus vrea să vindece? Vrea Iisus să vindece? Pentru că știm că este medic, dar vrea să vindece, este, cu alte cuvinte, este voia lui? Pentru că leprosul știa că Iisus poate să vindece. Deci nu punea sub semnul întrebării abilitatea lui Iisus de a vindeca. Punea sub semnul întrebării voia lui, voința lui. Știu că Dumnezeu, și aud asta mereu, știu că Dumnezeu vindecă, e clar că poate să vindece, dar pe mine nu mă vindecă. Și îndoiala este și probabil foarte mulți se îndoiesc că îi vindecă pe ei. Poate și tu astăzi te gândești, mă îndoiesc că mă vindecă pe mine. Știu că Dumnezeu vindecă, am auzit, cum a spus și leprosul. Am auzit, sora mea mi-a zis, poate ți-a zis și ție, prietena sau sora sau fratele sau cineva, ți-a zis că Iisus vindecă. Ți-a zis că pastorul a fost vindecat de două discuri fracturate la coloana vertebrală. Poate ți-a zis că, știu eu, persoana aceea care avea cancer terminal și medicii au trimis-o la operație în Austria, care nu avea o relație cu Iisus, dar a venit la întâlnirea bisericii noastre și după un mesaj ca și acesta m-am rugat pentru ea și apoi i-am spus să meargă să-și facă din nou analizele, pentru că este vindecată, și s-a dus la București și a făcut analizele și a venit și a spus analizele au ieșit foarte bine, cancerul a plecat. Dumnezeu a căutat și caută. Poate ești într-una din aceste, într-una din posturile acestea. Ai auzit că Dumnezeu a vindecat pe cutare sau pe cutare, dar încă nu s-a întâmplat în viața ta. Și Iisus vrea. Dacă tu îți pui întrebarea, oare vrea Iisus să-mi vindece frica mea? Vrea Iisus să mă vindece pe mine care nu citesc Biblia? Vrea Iisus să mă vindece pe mine care vin la biserică din când în când? Vrea Iisus să-mi vindece boala mea? Iisus îi răspunde leprosului și îi spune, este voia mea, da, vreau fi vindecat. Și
îndrăznesc să spun că niciunul dintre noi nu ne îndoim că Dumnezeu poate vindeca. Și nu-i punem la îndoială abilitatea asta, ci îi punem la îndoială voința. 2 Petru 3 spune, Domnul nu dorește să piară vreunul, ci toți să ajungă la pocăință. Vrea Dumnezeu ca lumea să fie salvată? Da? Este toată lumea salvată? Nu. Vrea Dumnezeu ca toți oamenii să fie vindecați? Da? Vrea Dumnezeu campusurile, cei care sunteți online? Vrea Dumnezeu ca toată lumea să fie vindecată? Da. Sunt toți oamenii vindecați? Nu. De ce? Pentru că trăim într-o lume stricată. Trăim într-o lume în degradare. Și noi avem nevoie să ne conectăm, să ne conectăm la El, să ne conectăm la Iisus și să luptăm, să mergem, să spunem, Doamne, vreau să ies din această lume și să cred ce spune cuvântul Tău. Vreau să cred că acest cuvânt este pentru mine, este pentru sufletul meu, pentru trupul meu și pentru duhul meu. Vreau să îl iau în inima mea și vreau să las pe Dumnezeu să atât să mă salveze, cât și să mă vindece. Și cum se primește salvarea? Prin credință, prin har. Da? Prin har și ne-o luăm prin credință. Cum se obține vindecarea? Prin har și ne-o luăm prin credință. La fel. La fel. E aceeași rețetă. Dacă sunt salvat, adică iertat, prin har, nu pot fi iertat decât prin harul lui Dumnezeu, datorită morții și învierii lui Iisus Hristos. Este. Și eu dacă îmi pun credință în moartea și în învierea lui Iisus Hristos, pot fi iertat, primesc iertare în sufletul meu. La fel, și vreau să pun asta în mintea voastră, la fel obținem vindecarea. Prin har, nu este meritul nostru. Este cineva aici care se gândește că merită mai mult decât leprosul să fie vindecat de Iisus? Probabil că nu. Problema este că de multe ori poate ne gândim că merităm mai puțin decât leprosul. Pentru că eu doar am o răceală sau doar am ceva ușor sau ceva care îmi trece și ceva cu care m-am obișnuit. Este? Și zici, eu nu merit așa de mult. El merită pentru că viața lui se sfârșește. Dar am o veste bună pentru voi. Fiecare dintre noi suntem destul de răi ca să merităm harul lui. Ca să nu merităm harul lui. Ca să nu merităm. Pentru că harul este un dar nemeritat. Așa că fiecare dintre noi suntem destul de răi ca Iisus să ne acorde atenție. La fel cum i-a acordat leprosului. Și să, prin har și prin credință, să primim vindecare. Și v-am cerut la început să vă amintiți acel cuvânt, atins. După cum ați văzut și în clip, evreii când vedeau un lepros, trebuiau să strige. Trebuiau să strige, necurat, necurat, și nu puteau să se apropie sau să se atingă de lepros, pentru că atunci deveneau ei necurați. Acum, cuvântul acesta atins
sensul din limba greacă este îmbrățișat. Și la sfârșit ați văzut că Iisus l-a îmbrățișat. Asta este sensul cuvântului atins. Iisus vrea astăzi să vină la tine, pentru că în Vechiul Testament era o regulă, răul afecta oamenii dacă se atingeau de rău. Dar în Noul Testament, Iisus a schimbat asta. Acum binele este mai puternic. Acum Iisus este mai puternic decât boala. Iisus este mai puternic decât durerea. Iisus este mai puternic decât frica. Iisus este mai puternic decât depresia. Iisus este mai puternic decât orice lucru negativ care încearcă să te afecteze și să-ți fure viața din belșug. Așa că astăzi vreau să ne apropiem de Iisus și El vrea să se apropie de noi și să ne îmbrățișeze. El vrea să transforme viața noastră. El vrea să îți transforme viața. Și aș vrea să ne ridicăm în picioare și să, în timp ce ne punem întrebarea, vrea Iisus să mă vindece pe mine? Că probabil asta e următoarea noastră întrebare. Ok, Iisus este medicul, este doctorul. Iisus vrea să vindece lumea în general, dar vrea El să mă vindece pe mine, personal? Asta e următoarea noastră întrebare și asta a fost și întrebarea leprosului. Știu că, Iisus, tu vrei să vindeci la modul general, dar totuși eu sunt un lepros, eu am o atitudine greșită, eu mă cert, eu m-am certat și mă cert și parcă nu vreau să fac asta, dar mereu îmi vine să fac asta și nu mă pot opri. Doamne, o să mă vindeci de asta? O să vindeci tu furia? O să vindeci tu atitudinea greșită? O să mă vindeci pe mine, Doamne? Poate că ai întrebarea asta. Știi că Dumnezeu poate vindeca? Știi că este voia Lui să vindece? Dar nu știi sigur dacă El vrea să te vindece pe tine. El astăzi vrea să-ți spună, a murit pentru ca să poată să te vindece pe tine. A plătit prețul final, suprem, pentru ca să te poată vindeca pe tine. Marcu 2 spune, când cărturarii care erau farisei au văzut că El mănâncă împreună cu păcătoșii și cu colectorii de taxe, i-au întrebat pe ucenicii Lui, de ce mănâncă cu colectorii de taxe și cu păcătoșii? Iisus vrea să stea la masă cu tine. Iisus vrea să te îmbrățișeze. Îi mulțumim pastorului Marin Bloș pentru acest mesaj. Ne bucurăm că urmărești canalul de YouTube al Bisericii Creștine Noua Generație, dar nu te opri aici. Intră și tu în familie, în familia noastră online extinsă. Alătură-te live în fiecare duminică. Abonează-te la canal pentru a nu rata niciun video sau vreo transmisie live și împărtășește-le și cu prietenii. Îți mulțumim că ne urmărești și fii binecuvântat!